Vom citi un singur verset din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8, care spune așa: Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Amin. Să ocupăm locurile. Duminica trecută, spre bucuria tuturor bărbaților, am vorbit despre sfințenia femeilor în biserică. În seara aceasta, subiectul se referă la sfințenia bărbatului și aș vrea să vă rog pe toți bărbații să fim foarte atenți la subiectul acesta, pentru că este extrem de important. Din păcate, de-a lungul anilor, biserica a fost mai mult atentă la sfințenia femeilor din biserică și ne-a neglijat pe noi bărbații și am început să credem că noi suntem sfinți. Și vreau să vă spun că sfințenia, dacă ea este o separare de lume, ea trebuie să fie și o dedicare întru totul numai pentru Dumnezeu. Prin sfințenie, prin definiția ei, ea implică interiorul ființei umane, prin experiențele pe care noi le avem, dar în același timp ea trebuie să se vadă în exteriorul nostru, prin evidențele ei că ea este prezentă în inima noastră, fiecăruia. Din nou este versetul acesta și am subliniat, vedeți bine, trei cuvinte extrem de importante. Ele țin, de fapt, de trei domenii problematice ale sfințeniei bărbatului. În primul rând, îi se cere bărbatului să aibă mâini curate și asta vorbește despre domeniul poftelor pe care trebuie orice bărbat să le țină în stăpânire. Și apoi, fără mânie, una dintre caracteristicile noi a bărbaților este că ne mâniem, ne supărăm și uneori prea repede. Și cea de-a treia, fără îndoieli, vorbește mai degrabă despre apatia spre care suntem înclinați noi bărbații să avem o stare care este, de fapt, născută din îndoiala noastră. Aș vrea să, așa cum spuneam, vom discuta trei domenii problematice pentru sfințenia bărbaților: poftele, mâini curate, mânia fără mânie și apatia fără îndoieli. Haideți să abordăm primul domeniu problematic în sfințenia bărbatului, poftele. Poftele nu sunt altceva decât dorințe scăpate de sub control. Poftele nu sunt rele în sine. Dumnezeu, când ne-a construit, când ne-a făcut, ne-a creat cu dorințe, pentru că fără ele nu putem funcționa ca și specie. Dar aceste dorințe ale noastre pot să scape de sub control și atunci ele devin pofte extrem de periculoase pentru sănătatea spirituală a bărbatului. O să discutăm un fel de tabel ca să vedeți câteva dintre dorințele fundamentale ale bărbatului, cum controlate sunt extrem de bune și pozitive pentru viața bărbatului și a familiei lui, dar când scapă de sub control, ele devin extrem de periculoase. Haideți să discutăm prima, dorința noastră de a cuceri. În fiecare bărbat este o dorință de a cuceri, de a cuceri noi teritorii, de a avea mai mult, de a cuceri o femeie, de a-și forma o familie, de a urca pe scara societății, dacă vreți. Când este controlată această dorință de a cuceri, duce la avansarea în carieră a bărbatului, îi asigură un cămin, formează o familie și o viață de familie bună. Este pozitivă atâta timp cât este ținută sub control. Dar când dorința aceasta scapă de sub control, bărbatul acela devine ahtiat de lucru, nu-l mai găsește acasă, devine workaholic, lucrează overtime, vrea să facă cât mai mulți bani, își sacrifică familia și viața spirituală pentru cariera lui. Cariera lui devine mai importantă decât familia. Și atunci pofta, dorința aceasta devine o poftă care îi distruge în final viața.
O altă dorință a bărbatului este dorința de competiție. Vrem să fim în fața altora și este normal și e sănătos. Când avem această dorință ținută sub control, ne dezvoltăm talentele și calificările, devenim tot mai buni în domeniul respectiv. Devenim un muncitor tot mai bun, un predicator mai bun, un cântăreț mai bun sau tot ce vreți, pentru că dorința aceasta controlată ne ajută să progresăm. Când este scăpată de sub control, atunci devenim mânioși că alții sunt mai buni decât noi, devenim geloși, răzbunători împotriva celor pricepuți care sunt mai buni ca noi, începem să-i sabotăm, începem să luptăm împotriva lor și lucrul acesta ne va distruge viața. O altă dorință este dorința de putere. Apropo, urmează alegerile de comitet, aș vrea să vă țineți sub control această dorință. Dacă ea este ținută sub control, atunci îți asumi responsabilitățile. Preiei conducerea spre binele celora din jurul tău. Îți conduci familia, fabrica, biserica, eu știu, comitetul, în mod pozitiv și lucrezi spre binele tuturora. Când dorința aceasta de putere scapă de sub control, începi să manipulezi oamenii, situațiile, îți folosești influența pentru un câștig egoist, îi dai afară pe aia care crezi că sunt în competiție cu tine, lupți și lucrul acesta îți va dăuna ție și celora din jurul tău. Și ultima dorință pe care vreau să o discut este dorința sexuală care domină la bărbați. Dacă este controlată, bărbatul acela devine fizic atras de o femeie cu care formează o familie, fiindu-i credincios acelei femei și familiei toată viața lui. Și lucrul ăsta este sănătos și bun. Când se este lipsită de control, când ea scapă de sub control, bărbatul acela devine promiscu, își caută gratificații sexuale egoiste, fără considerație pentru legi și pentru alți oameni și pentru Dumnezeu chiar. Și omul acela, în final, își distruge propria lui viață. Doar aceste patru exemple am vrut să vă le arăt și să vă spun că dorințele cu care Dumnezeu ne-a înzestrat ca ființă umană, ele sunt bune atâta timp cât le ținem în control. Când ne-am scăpat de sub control, ele devin pofte care ne vor ruina viața. Următorul punct care vreau să-l discut aici este ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, că poftele acestea neînfrânate se războiesc cu sufletul sau cu viața spirituală a bărbatului. Petru, 1 Petru, capitolul 2, versetul 11, spune foarte clar: prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. În ultima instanță, aceste pofte care scapă de sub control se războiesc cu propriul tău suflet, îți omoară propriul tău suflet. Cuvântul lui Dumnezeu spune că lăcomia de bani, o altă dorință de putere, de fapt este dorința de putere, de competiție, dorința de a cuceri, ea, când scapă de sub control, ea pavează drumul celorlalte păcate. Haideți să citim un verset extrem de important, practic sunt mai multe versete din 1 Timotei, capitolul 6, începând de la versetul 6. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Dar cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare. Observați, multe pofte nesăbuite, deci negândite, nerumegate și vătămătoare, păgubitoare pentru sănătatea ta spirituală, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Observați cum
blăcomia de putere, de bani, de control, pavează drumul spre alte păcate și spre distrugerea ta finală. Cedarea în fața unei pofte duce la alte căderi în propria ta viață. Te duce să ai mâinile murdare. Pofta de putere, de exemplu, goana după bani, duce la goană după bani, la minciună, înșelătorie, furt, jaf, crimă. Pofta sexului, curvie, prea curvie, divorț, prostituție, boli venerice, moarte. Competiția, de a fi mai în față decât ceilalți. Egoism, gelozie, minciune, defăimare, politică, eliminarea adversarului. Pofta cuceririi, luptă pentru putere, politică, bisericească, mânie, ceartă. Toate poftele acestea sunt progresive. Pornesc la ceva mic și ajung la ceva foarte mare. Întotdeauna ele ajung la moarte, atunci când ele scapă de sub control. Nenorocirea este că bărbații se cred puternici și cred că ei pot să învingă toate lucrurile. Și uneori o poftă din aceasta absolut nesăbuită îi ruinează pentru totdeauna. Haideți să urmărim acum, să vedem care este voia lui Dumnezeu sau voia noastră atunci când trebuie să alegem ceva în viață. Voia ta sau voia Domnului? Putem să ne controlăm poftele supunându-le voii lui Dumnezeu. Putem, avem puterea aceasta, avem această autoritate să ne supunem poftele noastre voii lui Dumnezeu. Iată ce spunea Apostolul Pavel în Romani 6, versetele 12 la 13. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânire păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți, cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre care sunt niște unelte ale neprihănirii. Putem să ne controlăm, avem abilitatea aceasta să ne controlăm dorințele noastre ca ele să nu scape de sub control. Apoi Sfânta Scriptură ne spune că Duhul Sfânt este acela care ne ajută în stăpânirea poftelor. Haideți să citim Galateni, capitolul 5, versetele 16 și 17. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește potriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Umblați cârmuiți de Duhul. Atunci când aceste dorințe vor să scape de sub control, ascultă îndemnul Duhului Sfânt. Opune-te, rezistă, schimbă macazul, direcția pe care te duci. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nașterea din nou produce un om nou care este biruitor asupra ispitelor. Efeseni, capitolul 4, versetele 22 la 24. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți prin Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și ultimul lucru care vreau să spun aici la pofte este: oprește poftele înainte de a se cuibări în mintea ta. Ai grijă ce pui în minte, ai grijă de mintea ta. Mulți dintre noi nu avem niciun pic de discernământ la ce programe de televizor ne uităm. Nu gândim prea mult când schimbăm, eu știu, site-urile la internet unde navigăm. Okay? Aveți grijă, mintea este extrem de vulnerabilă și diavolul folosește ocaziile acelea pentru a vă distruge propria voastră viață. Fiecare este ispitit, spune cuvântul lui Dumnezeu, când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moarte. Iacov 1, versetele 14 la 15.
Odată pornit mecanismul unei pofte, el progresează mereu la mai mult și mai mult și mai mult. Cei care au studiat, psihologii care au studiat pe cei care au ajuns să comită crime, mai ales crime în serie, nu? Au pornit de la pornografie și au vrut ceva și mai grozav, și mai grozav, și mai grozav, până când au ajuns la crime în serie. Poftele sunt întotdeauna progresive. Și o afirmație care vreau să o fac aici, bărbaților, nu putem avea mâini curate fără o inimă curată. Este foarte clar lucrul ăsta. Dacă vrei să fim sfinți și să ne păstrăm o minte curată, o viață curată, mâinile curate, păstrați-vă inimă curată. Pentru că aceasta este o garanție că nu vom cădea ușor în poftele pe care Satana le va pune în fața noastră. Haideți să trecem la domeniul problematic numărul 2, la mânie. Să vorbim aici despre mânia bărbaților. Ca o definiție, se spune că mânia este o izbucnire de iritare violentă provocată de un rău real sau presupus sau imaginar. Deci ne putem enerva, dacă vreți, putem să avem o izbucnire violentă provocată de un rău care ni se face sau pe care îl vedem, nu? Sau un rău imaginar. Putem să reacționăm la ceva care ne-am imaginat noi și care nu este adevărat și asta este extrem de periculos. Acum vreau să vă spun că mânia nu este în sine, așa ca toate celelalte lucruri, nu este un păcat în sine. Biblia spune, mâniați-vă și să nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Era, de fapt, un citat din vechii scriitori greci. Problema care este că mânia este un atribut al lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu e un Dumnezeu mânios? El ne-a făcut, după chipul și asemănarea lui, să ne supărăm când vedem răul, când vedem nedreptatea, când vedem mizeria, când vedem păcatul. Este un mecanism pus de Dumnezeu în noi să ne revoltăm împotriva răului respectiv, să ne enerveze răul acela. Nenorocirea este că noi nu ne mai supărăm numai pe relele care sunt în lume, nu? Ci ne supărăm pentru o serie de lucruri care n-ar fi cazul să ne supărăm și astea sunt păcătoase. Mânia nu este un păcat în sine, așa cum spuneam, dar ea nu trebuie să ne ducă la păcat. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Efeseni 4, 26 și 27. Spuneam înainte că Dumnezeu este mânios pe păcatele lumii. Dumnezeu este mânios față de faptele diavolului în această lume, nu? Dar Dumnezeu își exprimă această mânie nu prin agresivitate, nu prin răzbunare, ci Dumnezeu are metodele Lui să repare răul acesta care este în societate. Acum bărbații au foarte multe motive să se mânie și ascultați-mă ce s-a descoperit, că astea sunt, de fapt, câteva motive pentru care bărbații se enervează. Numărul unu, când se simt inadecvați fizic, nu? Toată lumea crede, și mai ales soția ta, că poți să iei sacul ăla foarte ușor pe umăr să te duci cu el și nu merge. Prima reacție, în loc să recunoști că nu ai antrenament sau eu știu, stai rău cu sportul, te enervezi, nu? Te enervezi că imaginea ta de macho a fost alterată, nu? Nu reușești, nu ești adecvat fizic la jobul ăsta. Acum puteți să mergeți cu imaginația la alte lucruri în care bărbații se enervează că nu fac față. Apoi, când nu poți să-ți stăpânești emoțiile. Una dintre semnele bărbăției este că noi bărbații suntem așa de oțel, de beton, inflexibil, nu ne supără nimic, nu ne deranjează nimic, noi suntem macho, suntem puternici, nu? Și să nu ne vadă cineva plângând, Doamne ferește, nu? E nenorocire.
Și trăim într-o societate care ne bagă în cap asta de mici, că bărbații nu plâng. Asta ne-a spus noi la copiii noștri de mici, nu? Bă, fii bărbat, nu? Unul a plâns așa tare într-o noapte de-al meu. Am sărit din pat, l-am luat în brațe și am fugit cu el afară. L-am ridicat așa în sus și am strigat la el: uită-te, măi, stelele pe cer, toată lumea doarme, numai tu urli. A venit nevastă mea, s-a zgulat toată casa, ce se întâmplă, unde mă duc cu el, unde l-arunc, ce fac cu el, nu? Da? Nu mai găseam altă soluție, nu? Da, bărbații nu plâng. Apoi, bărbații se enervează foarte rău și când sunt subordonați femeilor. Să nu ai un șef, o femeie. E nenorocire. Unii ne-am însurat cu ele, așa că ar trebui să fim obișnuiți cu chestia asta, nu? Să fim obișnuiți de acasă. Nu? Zicea unul că el e supărat, are pe GPS-ul ăsta că e o femeie care îi spune unde să meargă. De ce te supări, am spus? Eu sunt obișnuit de la nevastă mea, ascult de ea de multă vreme. Dar bărbații nu vor să aibă șef o femeie. O femeie se conducă pe ei. Un alt domeniu, când se simt inferior intelectuale, nu? E teribil. Toată viața am suferit pentru că unii credeau că sunt deștept. Nu sunt. M-aș bucura să fiu mai deștept decât sunt. Dar erau unii obsedați că, zice, tu ai fost la școală, nu? Poți să mergi la școală o viață întreagă, dar dacă nu înveți nimic, tot la fel fii de la școală. Dar numai faptul că aveai școală, cineva era supărat pe tine, că bănuia că în felul ăsta ești superior intelectual lui, că te-ai dus la școală. Numărul 5, când nu pot fi performanți în situații adecvate. Acestea sunt câteva motive pentru care bărbații se supără foarte tare și gândiți-vă bine la ele. În al treilea rând, prin definiție, bărbații sunt aceia care sunt stăpâni pe emoțiile lor, nu? Bărbații nu plâng. Să știți că suferim cu toții de conceptul acesta foarte greșit și continuăm să-l credem. Bărbații care nu lasă să se vadă în exterior emoțiile lor devin mânioși. Doamne, mai bine ai plânge decât să faci un tărăboi din ăla formidabil, nu? Mai bine ai plânge. Ar fi mai sănătos și pentru tine și pentru noi ceilalți. Mai bine ai plânge. Dar pentru că nu-i voie să plângi, atunci faci un scandal monstru și te bați cu toți din jurul tău. Femeile se exprimă printr-o mai mare varietate de sentimente decât noi, pentru că nu li s-a interzis să și le manifeste. Știți că noi bărbații putem să avem foarte ușor mânie păcătoasă. Știți care este mânia păcătoasă a noastră, bărbaților? În Iacov, capitolul 1, versetele 19 la 20, spune așa: știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. E o progresie aici. Grabnic la ascultare. Imediat să asculți despre ce se vorba. Să asculți imediat. Apoi, să fii încet la vorbire, să nu te grăbești să zici ceva. Mai bine ascultă mai mult decât să spui ceva. Și apoi pune o frână zdravă-ne de tot să nu te enervezi, să nu răspunzi cu mânie la ceea ce ai auzit. Când mânia este păcătoasă? Ia să vedem câteva instanțe când mânia e păcătoasă. Mânia e păcătoasă când explodează repede, fără timp de gândit rațional.
dintr-o dată ți-o sărit capacele, siguranțele, eu știu, te-ai enervat imediat. De obicei, mânia păcătoasă este o mânie rapidă, lipsită de gândire. În limba română este o poveste sau o expresie, zice să nu mergi până la 100. Dacă trebuie, numără până la 1000, dacă trebuie. Dar nu te grăbi să-ți expui mânia în fața oamenilor. Când răul care o cauzează este unul imaginar și nu unul real, atunci este o mânie păcătoasă. De obicei, în relațiile noastre cu copiii noștri, ei ne spun trunchiat cam ce s-a întâmplat, pentru că ei ne spun câte puțin, noi avem o imaginație foarte bogată și le punem în cârcă lucruri pe care copiii încă nu le-au făcut, nu? Dacă îi certăm pentru asta, probabil o să zic că, bătrâne, ideea nu era, next time o să încercăm și pe asta. Deci, avem tendința aceasta și ne supărăm, ne mâniem și este o mânie păcătoasă, pentru că nu este un motiv real, ci mai degrabă unul imaginar în mintea noastră pentru care noi declanșăm mânia. Mânia devine păcătoasă când este disproporționată față de ofensa comisă. O spart o cană, domnule, să uat, serviciu chinezesc. Pe când vin chinezii, o să duci bine dacă ai serviciu chinezesc. Nu? Și ce dacă o spart-o? Reacționăm absolut disproporțional față de ofensa care ni s-a făcut. Și mânia aceasta este păcătoasă. Dacă copiii noștri ar putea formula, ne-ar spune, măi, dacă știam că așa se enervează, spărgeam tot serviciul ăla, spărgeam toate vasele din casă, nu? Dacă știam că așa reacționează de dur, nu? Tata. Mânia este păcătoasă când este îndreptată împotriva unui inocent și nu asupra celui vinovat. Ne răzbunăm de foarte multe ori pe oameni nevinovați. Am mai povestit, am venit de la Chicago odată, eram în mașină, veneam de la biserică, destul de târziu, într-o duminică seara, și nu știu ce au comentat și au râs băieții în spatele meu, m-am întors și am tras o palmă unuia care l-am prins, pe cel mai mare care era în spatele meu. Ăsta a început să plângă, mi-am dat seama imediat că eu eram nervos de la ședința de comitet de la biserică. N-am putut bate pe niciunul dintre ei de la comitet, așa că am tras o palmă la asta care s-a nimerit lângă mine, nu? Așa mi-a fost rușine, m-am întors și am spus, babi, știi de ce te-a lovit tati? Și asta mi-a spus atât de inocent, zice, nu știu. Cum să știe săracul, nu? Eu nu știu ce am pățit eu la comitet. Nu. Dar reacționăm și îi pedepsim pe oamenii nevinovați. Nu? Pe aia care putem, eventual, nu? Că doar nu o să-l batem pe șeful de la serviciu. Nu? Și atunci ne descărcăm supărarea pe cine apucăm. Când este prelungită în timp și devine răzbunare, atunci mânia noastră devine păcătoasă, când ea devine răzbunare. Ar trebui să luptăm împotriva mâniei și lupta împotriva mâniei ar trebui să fim victorioși pentru că ea ne va distruge. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertători, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos pe voi, iertați-vă și voi unii pe ceilalți. Va trebui să trecem mai repede. Ar vrea să vorbim despre ultimul domeniu problematic, apatia bărbaților. Să știți că noi trăim într-o societate care
E toată educația în America, de exemplu, contează pe partea stângă a creierului uman. Partea stângă a creierului uman, așa, este făcută așa de Dumnezeu, ca, ea se ocupă cu raționamentul, cu rațiunea, cu gândirea. Și atunci, cu analiza. Și atunci, toată educația este concentrată pe direcția aceasta. Știți că noi bărbații gândim, nu analizăm, femeile folosesc partea dreaptă a creierului mai mult decât noi bărbații și ele intuiesc. Partea dreaptă a creierului nostru este menită să intuiască lucrurile decât să le analizeze cum face partea stângă a creierului nostru. Dar bărbații gândesc cu creierul, femeile cu inima, așa știm noi toți, nu? Și societatea în care noi trăim îi motivează întotdeauna pe bărbați să-și folosească partea stângă a creierului. E bine, partea asta stângă a creierului e bună pentru business, nu? Pentru foarte multe lucruri, dar nu e bună pentru religie, nu e bună pentru credință. Pentru că suntem obișnuiți încă de la vârstele cele mai mici să gândim, să raționăm. De obicei, modul ăsta de educație care ni s-a dat ne-a făcut să nu mai știm să comunicăm bine cu ceilalți. Este foarte interesant că spune copiii care merg la școală până la 7 ani, până nu ajung la școală, cam 10% din ei se pot exprima foarte ușor. 10% se pot exprima foarte ușor. E, după ce merg la școală, numai 2% se mai pot exprima ușor. Pentru că nu mai sunt învățați să comunice, ci să gândească, să analizeze. Li se mută totul pe partea stângă a creierului lor. De aceea bărbații sunt înclinați spre logică. Logică, scepticism, nu? Care e foarte bun la business, dar nu e bun pentru împărăția lui Dumnezeu. În Evrei 11 cu 6 ni se spune foarte clar: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. În Marcu capitolul 10 versetul 15 Domnul Iisus spune așa: adevărat vă spun că dacă oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Se pare că dușmanul nostru principal a bărbaților este propriul nostru creier. Ne face apatici, ne face să punem sub semnul întrebării tot ce auzim, tot ce se întâmplă în biserică. Apatia ne face să nu fim noi primii, lasă să meargă alții prima dată, să vedem ce se întâmplă. Nu ne sacrificăm, nu ne ducem cu Evanghelia până la marginile pământului. Tot timpul analizăm, tot timpul respingem ceea ce nu intră în morișca noastră logică. De aceea, îndoiala este o parte a lipsei de sfințenie a bărbatului creștin de astăzi. Îndoiala ne face să stăm pe bancă, apatia ne face să nu dăm bani la biserică, să nu venim la timp la biserică, să nu ne ducem în evangelizare, să nu facem misiune. Apatia aceasta este una dintre semnele lipsei de sfințenie a bărbatului de astăzi. Vreau să închei cu câteva lucruri care mi s-au părut foarte interesante. În 1741, John Wesley, care conducea acele cluburi sfinte, că așa se numeau, mișcarea sfințeniei a început între metodismul englez. El a venit pe urmă în America și de aici s-a născut mișcarea pentecostală din Holiness Movement din America. În 1741, John Wesley a dat afară din clubul sfânt 64 de credincioși. Sunt documente rămase, procese verbale, au fost excluși din clubul sfânt 64 de persoane. Ascultați ce au făcut ăștia.
Doi au înjurat. S-au enervat, nu? S-au scăpat, cum zicea unul, m-a dus cu mașină la evanghelizare, a venit niște polei și a tras o înjurătură din aceea îngrozitoare. Ce, iartă-mă, frate, că m-am scăpat. Doi, pentru călcarea repetată a sabatului, a duminicii. S-au dus la lucru, n-au respectat duminica. 17, pentru beție. Pofte scăpate de sub control. 2, pentru că au vândut băuturi alcoolice. Deci ăștia au dat și la alții să bea. 3, pentru ceartă și hoinăreală cu prietenii prin oraș. 1, pentru că și-a bătut soția. 3, pentru obiceiul de a minți cu voia. Unde ai fost, frate? Totdeauna am fost la studiu Biblie, la rugăciune. Nu? 4, pentru bârfă și vorbire de rău. 1, pentru lene și că nu vrea să lucreze. Și ascultați-mă, 29 au fost pentru neseriozitate și nepăsare, pentru apatie. S-a uitat probabil de la învon la ei Wesley, n-au zis Sami, n-au cântat, nu? Out. Lipsiți de sfințenie, erau frații lipsiți de sfințenie. 29 din 64 dați afară din biserică pentru apatie, pentru lipsă de interes. Vreau să spun numai, să pun câteva concluzii în final. Ascultați-le bine ce le citesc aici. Ar trebui fiecare dintre noi să spunem așa în gândul nostru: eu nu sunt mai sfânt decât tine. Și să avem curajul să și salutăm pe frați cu asta: eu nu sunt mai sfânt decât tine. Pentru că dacă te crezi mai sfânt decât alții, asta este dovada unui fariseism foarte periculos. El este un fariseism foarte periculos, dacă te crezi mai sfânt decât alții. 2. Să încetăm să fim preocupați cu sfințenia altora. Pentru că avem noi problemele noastre, nu? Hai să ne uităm în oglindă, decât să ne uităm la alții. Mă, ăsta nu e sfânt, e așa, nu e așa, nu e pe dincolo. Hai să terminăm cu treaba asta. Dacă trebuie să analizăm sfințenia cuiva, ăia suntem noi. De aceea trebuie să ne cercetăm pe noi înșine și când venim la cina Domnului. 3. Ceea ce este foarte important, obsesia cu sfințenia femeilor este o manifestare a poftei de control din partea bărbaților. Nu mai fiți obsedați cu sfințenia femeilor, ocupați-vă de sfințenia voastră. Și ultima, apatia bărbaților de astăzi este de fapt lipsa lor de sfințenie, este o frână a înaintării lucrării lui Dumnezeu în această lume. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului să ne ierte că n-am fost sfinți în menținerea poftelor noastre sub control, în menținerea mâniei sub control și mai ales pentru că ne-am lăsat pradă apatiei. Să ne rugăm Domnului.